Bună ziua, bună ziua tuturor! Mulțumim de răbdare, am intrat cu 2 minute mai târziu decât ne-am propus, am făcut ultimele setări tehnice. Așadar, bună ziua și bine ați venit la sesiunea Idei de activități cu Scratch la clasă pentru primari și gimnazii. Vă mulțumesc mult că sunteți aici. O să dau și eu aici acum un share screen imediat, să-mi vedeți și ecranul. Acum sper că suntem în regulă. Așadar, eu sunt Ana Stamatescu, parte din Asociația TechSoup și voi fi gazda acestei sesiuni. Alături de mine, în chat, se află colega mea, Natalia, care ne ajută să colectăm întrebări și comentarii, impresii de la dumneavoastră. Ne puteți adresa întrebări oricând în chat și, în măsura în care timpul ne permite, vom încerca să răspundem. Suntem în ultima zi a Festivalului Digital Predau Viitor, ediția 2023, creat de Asociația TechSoup. Festivalul a fost și este un maraton educațional pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală. Nu uitați de Padletul general al festivalului, unde veți găsi toate detaliile despre resursele din toate cele 3 zile, prezentările invitaților și multe alte informații utile. O să rog pe colega mea, Natalia, să pună linkul și în chat, dacă nu l-aveți deja salvat după 2 zile și un pic de festival. La nivel global, Scratch este utilizat pentru a învăța și exersa programarea vizuală de la grădiniță la liceu. Scratch este unul dintre cele mai iubite și folosite programe gratuite de învățare a programării, recomandat și ca mijloc de învățare în programa școlară. În cadrul acestei sesiuni, vom descoperi de la doamnele profesoare Eugenia Drăghici și Anișoara Apostu idei de activități Scratch și mai multe despre experiența lor la clasă cu acest limbaj de programare, care îi ajută pe cei mici și pe cei mari să gândească creativ și sistematic și să lucreze colaborativ, competențe esențiale în secolul în care trăim. Înainte de a le oferi microfonul virtual invitatelor mele pe rând, vă invit, dacă nu sunteți deja înscriși în cursul nostru Predau Viitor, Introducere în Scratch, un curs online, gratuit și care se parcurge asincron, în timpul dumneavoastră propriu. La finalul cursului veți avea cunoștințe de bază de programare în Scratch și veți înțelege cum funcționează acest limbaj de programare. Veți fi exersat consistent Scratch pe parcursul mai multor jocuri și exerciții. Veți avea numeroase activități și exerciții cu Scratch pe care să le propuneți elevilor dumneavoastră la clasă. Și veți putea, bineînțeles, obține la sfârșit o diplomă de absolvire îndeplinind condițiile cursului. Nu este nevoie de cunoștințe tehnice pentru a-l parcurge. Este un curs făcut în special pentru profesorii de gimnaziu, dar și mulți alți profesori de primar, de exemplu, sau liceu, l-au terminat și l-au dus la clasă, la o multitudine de materii, precum limba română, matematică, engleză sau chiar sport. Așadar, dacă încă nu aveți cont pe platforma de cursuri Predau Viitor și încă nu sunteți înscriși la curs, vă invităm să vă înscrieți și să descoperiți cum puteți duce și dumneavoastră Scratch, acest limbaj de programare vizuală, la clasă. Ne bucurăm când primim gândurile profesorilor absolvenți și să vedem cum implementează la clasă imediat după curs sau chiar din timpul cursului proiecte în Scratch. Felicităm pe această cale și apreciăm toți profesorii care și-au depășit limitele învățând acest limbaj de programare, care au devenit profesori mai buni și care au descoperit cât de interesant și captivant poate să fie Scratch la clasă. Vă garantăm că elevii dumneavoastră vor îndrăgi acest limbaj de programare vizuală. Și dacă îl folosiți deja, v-aș invita pe chat să ne spuneți la ce clasă sau la ce materie ați dus acest limbaj de programare în școala dumneavoastră. Iar acum vom începe cu doamna Eugenia Drăghici, profesoară de învățământ primar și ambasador TechSoup pentru educație, să se prezinte și să ne povestească cum lucrează dânsa în Scratch cu cei mici. O să-mi închid prezentarea și o să o invit pe Eugenia să se prezinte și să încercăm acel share screen buclucaș. Bună ziua! Mă bucur că fac parte din această comunitate mare, fac parte din această familie minunată
și că pot fi alături de dumneavoastră astăzi, în cea de-a treia zi a Festivalului Digital Predau Viitor, și vă pot împărtăși idei de proiecte Scratch pe care eu le-am aplicat la clasă cu elevii mei. Cine sunt? Mă numesc Răghice Eugenia și sunt profesor pentru învățământul primar la Liceul Tehnologic Carol I din Comuna Valea Doftanei, județul Prahova. Sunt ambasador în dreptar digital, ambasador Texu pentru educație, ambasador Cuivor. Îmi place permanent să mă perfecționez, îmi place să lucrez, îmi place meseria de dascăl, îmi place să fiu alături de elevi și să duc la clasă tot ceea ce am învățat alături de ei. Sunt pasionată de tehnologie și sunt voluntar în cadrul atelierului de Scratch, Coder Dojo, din Comuna Valea Doftanei. Sunt o fericită din acest punct de vedere pentru că activez la o școală destul de avansată din punct de vedere tehnologic, deci tehnologia este la ea acasă. Avem două laboratoare de informatică. Sunt clase care dispun de table inteligente. Mai multe o să vedeți pe parcurs. Ca profesor, să știți că există multe lucruri valoroase pe care le pot oferi elevilor și pentru a-i putea să îi învăț în mod eficient. Motivații, abilități de comunicare, sociale, emoționale, încrederea în forțele proprii, metode de studiu eficiente, feedback constructiv, dar și pasiunea pentru învățare. Ne-am adunat astăzi să vorbim despre Scratch. Sigur, sunt foarte multe lucruri de spus despre Scratch și voi începe prin a vă spune că Scratch este un limbaj de programare vizual care permite crearea unor povești interactive, animații, jocuri, dialoguri. Am atașat aici link-ul pentru platforma Scratch. Ce trebuie să știți despre el? O să mă întrebați dacă aveți nevoie de un cont. Nu aveți neapărat nevoie de un cont, dar atunci când intri pe platformă, poți crea un proiect și ceea ce ai creat se pierde. În momentul în care tu îți creezi un cont, lucrurile, tot ceea ce ai lucrat în proiectul respectiv se salvează și ceea ce este important atunci când lucrezi, poți să revii asupra ceea ce ai lucrat. Să modifici, deci să adaugi lucruri sau să. Deci poți modifica, poți reveni asupra proiectelor respective. Și acest lucru este foarte important. Am pus câteva imagini, după cum observați, în partea stângă aveți o imagine din aplicația Scratch. Deci aveți codurile, în partea stângă, da, blocurile, sunt blocuri, evenimente, sunet, mișcare, aspect, cu ajutorul lor putem crea proiectul. Vă alegeți în partea dreaptă am atașat biblioteca Scratch, unde apar personaje, decoruri. Le puteți selecta atunci când creați proiectul. Aș recomanda Scratch începând cu clasele a treia, a patra, deci de la clasele a treia, a patra aș recomanda și chiar clasa a doua. Deci, despre Scratch, trebuie să avem conexiune la internet și ce trebuie să mai știți este că nu putem lucra pe o tabletă sau nu putem lucra pe un telefon. Avem nevoie de calculator, de laptop, să putem vizualiza toate câmpurile și să putem lucra. Copiii prin Scratch, ca și avantaje ale folosirii și utilizării acestei aplicații, a spune că
ei colaborează, își dezvoltă creativitatea, se ajută reciproc, lucrează în echipă. Mai există o altă versiune, Scratch Junior, deci care este potrivită pentru copiii și mai mici și are propria ei mascotă și anume Scratch Junior. Eu l-aș recomanda mai degrabă copiilor de clasă pregătitoare, clasa 1, clasa 2. Este la fel ca și Scratch, doar că din magazin Play avem conexiune la internet și trebuie să mergem în magazin Play să descărcăm aplicația pe telefon sau tabletă. Se lucrează foarte bine pe tabletă, cu aplicația instalată pe descărcată pe tabletă. Este la fel ca și Scratch, doar că deci aici copiii lucrează la fel, au parte de personaje, au decoruri și pot colabora și crea proiecte minunate. Mai departe, deci așa cum am spus, poți îmbina programarea și în special Scratch și la alte domenii de studiu, deci elevii pot folosi Scratch acasă, la diferite discipline, în diferite contexte. Vorbim de project-based learning și anume învățarea bazată pe proiecte prin Scratch. Da, pentru că această metodă de predare este o metodă în care elevii dobândesc cunoștințe, abilități, lucrează o perioadă lungă de timp pentru a investiga și a răspunde la o întrebare, problemă, provocare autentică, captivantă și complexă. Ce trebuie să știți este că această învățare încurajează capacitățile cognitive de nivel superior, trezește interesul elevilor pentru studiu, îi motivează, se dezvoltă relația elev-profesor-părinte și se acumulează cunoștințe practice. Deci se dezvoltă gândirea logică, creativitatea, capacitatea de a rezolva și deci ei dezvoltă abilități de dezvoltare. Așa cum vedeți în imagine, în partea stângă, deci avem un proiect la matematică cu titlul Adunarea numerelor naturale. Ne întreabă, introduceți primul număr, orice număr pot să introduc, apoi introducem un al doilea număr și calculăm suma celor două numere. În partea dreaptă aveți instrucțiunile, observațiile, întotdeauna la partea de instrucțiuni trebuie să le urmăriți cu atenție și vă spune cum trebuie derulat proiectul. În colțul din dreapta avem un alt proiectul la limba și literatura română, Matilda și domnișoara Hane. Este un dialog între cele două personaje. Am să vă povestesc imediat, sunt personaje din cartea Matilda, scrisă de Roald Dahl. Elevii mei lucrează cu plăcere, proiecte în Scratch, la diferite discipline, fac surprize digitale și cu alte ocazii. Am adus câteva idei de proiecte în Scratch. Aveți în partea stângă link-uri. Matilda și Michael, să știți că este un dialog între personaje. La fel, Matilda și doamna Trunchbull, mama și Matilda. Dee și Max este un proiect de prezentare în limba română, dar și în limba engleză. Mediul acvatic, aveți o captură de ecran în partea dreaptă. Adunarea numerelor naturale este proiectul care vi l-am prezentat, fluturașul dansator, dansul dinozaurilor, ferma 1 decembrie, framul surgrijuliu, petrecerea surpriză, Moș Crăciun, aveți aici la fel, imagini, castelul bântuit, un joculeț de baseball în limba engleză, ziua pământului, vrăjitorul, pălăria și fulgerul, un alt joc. Și am lăsat la final un tutorial în Scratch realizat de mine pe un proiect Matilda și Michael, un dialog între două personaje.
Mai departe, ce spun elevii mei despre Scratch? Poi, Sara spune că este activitatea mea preferată, uneori o mai încurc, dar o iau de la capăt. Alex spune că e o activitate relaxantă și creativă. Îmi place să stau pe calculator, dar mai ales să programez în Scratch, ne spune Rareș. Maria zice că poate să facă ce proiect vrea, se simte în largul ei. Bogdan pe viitor dorește să devină expert în Scratch, iar Alexandra spune că a creat un joc minunat. Am atașat câteva imagini din prezentările pe care ei le-au realizat. Mai departe, trebuie să vă povestesc despre lectura Călătorie spre inimă și minte. Ce este de fapt? Ce am făcut aici? Am integrat Scratch-ul cu lectura. Și de unde am pornit? De la o colaborare minunată cu biblioteca. Ideea a pornit încă de când acești elevi pe care îi vedeți în imagine aici sunt clasa a patra. Încă din clasa a treia, de ce? Pentru că am vrut să le dezvolt pasiunea pentru lectură și m-am gândit că cel mai bine ar fi să facem o colaborare cu biblioteca și să integrăm cumva și partea de Scratch, ca totul să fie mai distractiv, mai interactiv, mai motivant. Și atunci, anul 2021-2022, când elevii mei erau clasa a treia, am pornit cu un alt proiect, Lumea lui Roald Dahl. Deci am citit toată seria lui Roald Dahl de cărți, unde... Ana, nu, poți să lași la același, poți să te întorci. Așa. Și am păstrat, deci primul proiect a început cu Lumea lui Roald Dahl, cărți, colaborarea cu biblioteca, mergeam la bibliotecă și împrumutam aceste cărți. Norocul nostru că avem o bibliotecă destul de vastă și mulțumesc pe această cale doamnei director care întotdeauna găsește soluții și depune efort pentru ca elevii și cadrele didactice să dispună de materialele necesare în derularea activităților. Avem o bibliotecă minunată și, bineînțeles, doamna bibliotecară care ne-a facilitat această colaborare. Pe parcursul întregului an școlar, am citit cărți pe care apoi ce am făcut? Am mers și am lucrat în Scratch, am programat dialoguri între personaje, copiii au fost foarte încântați. De Crăciun mi-amintesc că am cumpărat cu ajutorul părinților cadouri cărți, la fel, scrise de Roald Dahl și altfel copiii s-au bucurat foarte mult. Iar în clasa a patra, 2022-2023, am pornit cu un alt proiect, Lectura Călătorie spre inimă și minte, ceea ce vedeți în imagini. Cu alte lecturi, deci în sensul că le dădeam în termen de citit, iar după ceea ce citeau, îmbinam cumva tradiționalul cu modernul. Adică, după cum vedeți în imagine, la final am lucrat și pe planșe, am lucrat și pe fișe, am desenat, dar am folosit foarte multe aplicații, cum ar fi Kahoot, Canva, Wordwall, Edpuzzle, Chatterpix. Deci am îmbinat tradiționalul cu modernul și vă spun și Scratch, pentru că am creat joculețe, animații, povestiri, dialoguri. Totul a fost foarte interesant, dar ceea ce
Pe mine m-a încântat foarte tare a fost faptul că i-am apropiat, copiii au colaborat, au mers, i-am determinat cumva să citească mai mult, să se apropie către partea aceasta de lectură. Nu citeau doar ceea ce le recomandam, ci mergeau pur și simplu la bibliotecă și împrumutau cărți, și acest lucru m-a încântat foarte mult. Am fost și sunt mândră de elevii mei, de ce a apropiat mai mult. Lucrul în echipă, colaborarea, comunicarea sunt competențe cheie care trebuie dezvoltate acestor copii. Am atașat imagini, bineînțeles că la finalul proiectelor erau recompensați, au fost recompensați, și anul acesta am clasa pregătitoare. Am continuat cu următorul proiect, ora de lectură, unde, bineînțeles că vreau să-i apropii și pe ei de lectură, de bibliotecă. Am început colaborarea cu doamna Cristina, căreia îi mulțumesc pe această cale, întotdeauna implicată, apropiată de copii și ne primește într-o atmosferă caldă. În partea dreaptă sunt eu împreună cu elevii mei de clasă pregătitoare. Suntem la bibliotecă. Aici am citit cartea Pe tine ce te face fericit. Și apoi, împreună în partea stângă, o aveți în imagine pe doamna bibliotecară Cristina Ținta, care ce trebuie să știți? Am îmbinat cumva, dânsa a participat la evenimentul Meet and Code, unde eveniment organizat de Asociația TechSoup, unde a obținut o finanțare și în urma finanțării și-a achiziționat doi ozoboți BIT. Și ozoboții i-a achiziționat pentru bibliotecă. Deci, colegii mei pot merge la bibliotecă și pot desfășura activități cu ajutorul dumneaei. La fel și noi, așa am început clasa pregătitoare, prin această activitate, după cum observați, am folosit nu partea de Scratch, dar am folosit acești ozoboți care i-au încântat pe cei mici și au spus la final: Doamna, abia așteptăm să mergem la bibliotecă, abia așteptăm următoarea întâlnire, pentru că ne-am propus prin proiectul Ora de Lectură ca la final de săptămână, în ziua de vineri, să mergem la bibliotecă și să stabilim. De exemplu, într-o săptămână îmi programez să discut despre sunetul și un sunet, sunetul și litera M. Ne gândim la o poveste care să aibă legătură cu sunetul și litera M. Și atunci folosim și ozobotul sau ozoboții. Bineînțeles că voi începe și cu ei partea de Scratch, voi începe cu Scratch Junior, pentru că la ei se pretează Scratch Junior, așa cum v-am povestit. Eu la clasă am tablete primite, am primit o finanțare de la doamna Ana Maria Stancu, de la RoboHub, pot folosi aceste tablete. Ea ni le-a adus cu toate aplicațiile necesare. Avem Scratch Junior instalat pe tabletă și putem începe să lucrăm pe ele. Mai departe, din experiența cu Scratch, ce pot să vă împărtășesc este că în cadrul atelierului Codărul Dojo, deci îi premiem, aveți imaginea unde sunt copiii mei de la clasă, au primit premii la nivel de școală pentru efortul depus.
Apoi am participat pe grupe, s-au format câteva grupe de elevi și au creat câteva proiecte în Scratch și am participat la un eveniment, Colest Project, unde toți tinerii creatori de conținut digital au putut participa și este o întâlnire anuală. De acest eveniment am aflat tot prin intermediul acestei comunități. Mai departe, aveți în imagine Festivalul Experimentelor, deci o activitate desfășurată în județul Prahova, la școala Brazi. Am participat, după cum observați, programatorii mei erau de fapt trei fetițe și am realizat un mix de culori în Scratch, adică amestec de culori primare și obținerea culorilor secundare. Alături de mine, doamna Ana Clara Grecu, colega mea, care și ea cu elevi de clasa 1 a participat pe Scratch Junior, și doamna director, Prara Steluța Elena, care a participat cu partea de robotică. Mai departe, am inclus aici tot experiența cu Scratch, a fost proiectul eTwinning Our World of Math, proiect derulat anul trecut. Proiect unde noi a trebuit de ziua siguranței pe internet să lucrăm în Scratch un proiect și acest proiect la final a primit și un certificat național de calitate. Cine m-a ajutat să-mi depășesc limitele? Păi, în primul rând, am devenit profesor digital datorită acestei comunități, Îndreptar Digital. De ce? Prima dată am pornit cu acel curs desfășurat la Buzău, mi-amintesc, cursul Îndreptar Digital, unde am învățat nenumărate aplicații digitale despre care v-am povestit mai devreme și pe care le găsiți pe platforma Îndreptar Digital. Astfel, am postat, eu am dus la clasă ceea ce am învățat acolo, am aplicat cu elevii mei și activitățile derulate le-am postat pe platforma Îndreptar Digital și astfel am devenit ambasador. Predau viitor accelerator în predarea informaticii, unde am parcurs foarte multe cursuri. S-a discutat mai devreme despre cursul acela cu primii pași în inteligența artificială. Eu acolo am aflat despre ChatGPT. Și vă mulțumesc. Și că vorbesc acum despre Scratch, este cursul Introducere în Scratch pentru profesori de gimnaziu. Acest curs, pot să spun că după ce l-am absolvit, deci într-adevăr, acest curs m-a ajutat foarte mult să-mi depășesc foarte multe limite și m-a ajutat să merg mai departe, să înțeleg foarte multe lucruri legate de tehnologie. Meet and Code, sigur că da, am participat și la Meet and Code. Este tot un program coordonat de Asociația TechSoup ce finanțează evenimente de programare. Da, am participat acum 2 ani unde am primit o finanțare cu proiectul O călătorie prin Europa cu Minecraft. Elevii mei s-au întâlnit în aplicația Zoom și au prezentat. Au creat proiecte în Minecraft, steagurile Uniunii Europene. Deci așa, au lucrat în echipă, le-am pus într-un Padlet, totul a fost minunat și plăcut. Așadar, Asociația TechSoup face tehnologia ușor de înțeles, de accesat pentru cei care pot schimba România. Aici vreau să mulțumesc acestor oameni încă o dată pentru ceea ce eu am ajuns să fac până în acest moment cu elevii mei și le doresc putere de muncă în continuare și să putem avea acces la toate resursele de pe platformă. Vreau să mulțumesc părinților care mi-au fost alături și care îmi sunt în continuare alături ne sunt alături permanent, avem o strânsă colaborare. Vreau să mulțumesc
doamnelor director care ne sprijină în activitățile derulate, ne sunt alături și depun efort pentru ca elevii și profesorii să își desfășoare activitățile. Mulțumesc colegilor mei care sunt alături de mine și în special doamnei Ana Clara Grecu, care întotdeauna îmi dă curaj și încredere. Îmi place cumva să stau în umbră și nu să ies în evidență cu lucrurile pe care le fac. Și nu știu dacă am uitat pe cineva, dar acum vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că m-ați ascultat și pentru că ați înțeles că Scratch este o unealtă educativă unde copiii pot crea lucruri minunate, proiecte interactive, totul poate fi distractiv, relaxant. Vă rog să integrați Scratch în clasă, în cadrul disciplinelor de studiu și să vă înscrieți la cursul acesta minunat, Introducere în Scratch pentru profesori de gimnaziu. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, Eugenia. Văd că în chat sunt multe aprecieri pentru cum ai reușit să îmbini tradiționalul cu modernul și mulțumiri pentru toate ideile tale de activități. Am primit și o întrebare despre ce este un ozobot. Pot să răspund eu foarte rapid. Un Da. roboțel care are senzori de culori și de mișcare sub el și este un roboțel care interacționează cu copiii într-un mod foarte ludic și distractiv. Ce mai vreau cumva să subliniez că și profesorii au apreciat cum a integrat Scratch și în contextul dezvoltării de abilități de vorbit în public, cum ziceai, ai abordat foarte Exact. multidisciplinar integrarea Scratch la clasă. Mulțumesc mult! O să trec acum la următoarea Și invitată și eu vă mulțumesc. o să avem o sesiune de întrebări mai la final. Mulțumesc mult, Eugenia! Doamna Anișoara Apostu, fără nicio introducere, vă las pe dumneavoastră să vă introduceți și faceți grozav la clasă. Vă invit în scenă. Bună ziua tuturor, mulțumesc de invitație. Voi share și ecranul meu. Mă numesc Apostonișoara, sunt profesor de informatică și TIC la Școala Gimnazială Dimitrie Lucian, PISCU, în Galați. Scuzați emoțiile. Așa, ne iertați că emoțiile mai copleșesc uneori. Așa. Câteva lucruri despre mine. Spunem că sunt profesor de informatică și TIC la o școală gimnazială din Galați. Am fost norocoasă că am putut participa la programul de dezvoltare profesională, accelerator predau viitor, din noiembrie 2019, înainte de pandemie. De asemenea, continui să lucrez cu proiectorul Digitaliada, care este în școala mea din 2016. Și sunt conștientă că noi, ca profesori de informatică, și nu numai, la fel ca și colega mea, Eugenia, dacă suntem pasionați de tehnologie, trebuie să ținem pasul cu tot ce este nou pentru a avea succes la colegii noștri, la copiii noștri la clasă. Lucrăm cu o generație de copii digital și noi trebuie să muncim un pic mai mult, să fim în pas cu ei, să reușim să atragem de partea noastră. Să le prezentăm tehnologia mai frumos, mai distractiv. Lucrez cu aplicația Scratch, atât la clasele mici, la clasele 1-4, unde am opțional de informatică, și la gimnaziu, la clasele 5-8. Scratch-ul este cea mai mare comunitate de codificare din lume creată pentru copii. Este conceput pentru copiii cu vârsta între 8 și 16 ani. Și nu numai. Zic eu am un pui mic acasă de-a 4 până aproape 4 ani și cu Scratch Junior pe tabletă îi face tot felul de chestii. Deci trebuie să-i lăsăm pe copii să se joace. Din păcate nu mai este copilăria noastră, au alt fel de copilărie și trebuie să ne adaptăm. Normal, deci la clasă la fel spun copiilor, totul trebuie cu program, adică nu doar tabletă și doar jocuri.
Un studiu a fost făcut și a ajuns la concluzia că peste 200 de milioane de copii folosesc aplicația Scratch în prezent și vă recomand și dumneavoastră, dacă nu ați folosit-o, vă recomand să o folosiți, că sunt lucruri interesante, utile, logice și stimulează creativitatea copiilor. Și după cum spuneam, eu predau informatică atât la clasele mici, la clasele 1-4, unde am opțional informatică creativă. Și aici ne jucăm cu aplicația Scratch Junior. Pentru a-i atrage pe copii, m-am gândit să le fac o mascotă și avem un pisoi. Nu e lucrată de mine, am o prietenă care este îndemânatică și avem o pisicuță pe care o jumulesc, o trag de coadă și apoi o pun în poveștile lor. Aplicația Scratch Junior le place copilor. Noi avem tablete de la celălalt proiectel, de la proiectelul Digital Iada, care la fel a venit cu această aplicație instalată. Și, într-adevăr, interfața este prietenoasă, este logică, butoanele, în schimb, sunt mai limitate față de Scratch-ul pe care îl știm, varianta de desktop. Butoanele sunt mai mici, dar ei învață să folosească butoanele de staff, butoanele de mișcare, de sunet. Și structurile repetitive nu știu ei că sunt structuri repetitive, dar se joacă cu ele și apoi de la clasa a 5-a, unde avem Scratch-ul, un trunchiul comun, descoperim și aceste noțiuni teoretice. Aici am atașat câteva poze cu Scratch-ul, cu pisicuța vedetă, mascota lor. Da? Și i-am încurajat mereu pe copii să pună personajul Scratch și nu numai, să-și pună personajele preferate în poveștile lor, să creeze povești, animații și chiar este lucru grozav. Deși de multe ori le dau o temă, dar îi las pe copii să-și folosească imaginația, creativitatea și să pună ei în proiectele lor ce năzdrăvănile trec prin minte. Aici am câteva imagini cu câteva proiecte lucrate de copii. Ce mi-ar plăcea să fiu, da? Cosmonaut sau scafandru, da? Amintiri din vacanță, nu? Fie la mare, fie la țară, la bunici, pe scenă. Tot am încurajat și am folosit la copii, la copilași de la învățământul primar. Ne-am folosit de evenimentele din viața de zi cu zi, fie că a fost școala noastră, ziua școlii noastre, de Dimitrie Lucian, de Sfântul Dumitru, și au făcut prezentări pe această temă. Adică urmează acum 1 decembrie, la fel. Folosim temele, evenimentele din viața noastră, tocmai pentru a crea povești. De multe ori n-au nevoie de temele noastre, ei au nevoie doar de timp și imaginația lor zboară și chiar fac lucruri frumoase. Mutându-ne la gimnaziu, aici lucrurile se complică un pic, pentru că avem platforma scratch.mit.edu, care e mult mai generoasă cu butoane, cu opțiuni. Și aici este un exemplu de program unde ne jucăm cu liste. Da? La început ne jucăm cu variabile, învățăm să creăm variabile și apoi încercăm să ne jucăm și cu listele. Și aici este un joculeț, aveți link, aici este. Am făcut un print screen la cod, la script. Este un proiectel în care copiii trebuie să enumere culorile pe care le găsesc pe baloane. Și dacă răspund corect, le afișează mesajul. Dacă răspund bine, le afișează mesajul corect, altfel le spune mai încearcă. Veți avea prezentarea și veți avea acces la joculeț. La fel, pe copii am încurajat, dacă ați remarcat, personajele principale din acest joculeț sunt vestita cățelușă albastră Bluey și surioara Bingo și am încurajat tot timpul pe copii să-și folosească în poveștile pe care le creează personajele preferate. Internetul este plin de imagini și de personajele mult iubite și în afară de faptul că pot folosi personajele din galerie, ei să știe că își pot adăuga și personajele preferate. Da? Și astfel ai și tu astfel de poveste cu vestita Bingo și cu surioara Blue.
altă idee de proiect. Ferește-te de obstacole. Aici avem un șoricel pe care copiii îl ajută sau parcurgă acest labirint, așa, și să ajungă în siguranță la căsuța lui Mdei Verde. Mi-a plăcut mult, în afară de modul de deplasare a personajelor cu stânga, dreapta, sus, jos, cu săgețile pe care ei îl cunosc, mi-a plăcut mult că pot folosi și din detectare, butonul de detectare, pot folosi aceste opțiuni de săgeată sus, stânga, dreapta și personajul este mult mai abil, ce scuze, personajul este mult mai abil, se mișcă mult mai rapid și l-a plăcut. Am încercat și varianta cu săgeți clasică, da, că apăsăm săgeat în sus, ne mișcăm pe axa X, Y, Z, X, Y, pardon, așa, dar și varianta aceasta de deplasare a personajelor cu, de la detectare, cu comenzile cu săgeat în sus, săgeată stânga, dreapta, oferă personajului nostru, respectiv șoricelului, posibilitatea de a se mișca foarte repede. Un alt proiectel care mi-e drag mie, spuneam că și eu învăț și eu sunt curioasă și tot timpul încerc să învăț eu și apoi să aduc ceva nou copilor la clasă. Recent am participat la un curs unde am învățat mai multe și a fost un proiectel foarte interesant pe o lecție de biologie unde era arătată celula în toată frumusețea ei cu toate detaliile și fiecare, când copilul dădea click pe fiecare componentă a celulei, îi se afișa detalii și avea apoi un quiz unde îi se puneau întrebări din lecția parcursă. Ceva asemănător, mi-a plăcut tare mult ideea, am încercat să o fac și eu și am adaptat pentru disciplina mea cu componentele calculatorului. Și aveți joculețul aici, recunosc, mai poate fi îmbunătățit, mai pot fi adăugate dispozitive, aici sunt doar câteva. Și cu butonul înainte intrăm în prezentare și vedem, dăm click pe fiecare component al calculatorului, ne apare o altă fereastră unde ne este precizat ce fel de dispozitiv este de intrare, de ieșire, iar cu butonul de quiz ne sunt puse întrebări și ne verifică cumva cunoștințele dacă ne-am fixat aceste componente, da? Dacă de intrare, de ieșire, de stocare și așa mai departe. O să trec cu prezentarea și dacă timpul îmi permite, o să intrăm pe acest joculeț un pic de reț. Asta este un print screen din joculeț. Da? Și aici sunt puse, asta este printul de la quiz. Așa, unde copiii sunt întrebați să recunoască, să identifice dispozitivele de intrare, ne referim la cele de intrare și el trebuie să fie de cele din imagine care sunt afișate și da, ce avem dispozitiv de intrare ar fi tastatura, dispozitiv de intrare, ieșire, unitatea centrală, da, boxele ar fi dispozitiv de ieșire și așa. De asta spun că jocul poate fi îmbunătățit pentru că mai avem nevoie de mouse, mai avem nevoie de cameră web, de exemplu. Sunt dispozitive care pot fi adăugate în imagine și scriptul se poate prelungi, jocul se poate îmbunătăți. Tot timpul am încercat să mă joc cu copii, da? Și până și la evaluare. Încercăm și evaluarea să o facem distractivă folosind aplicații precum Kahoot, Quizzes, Socrative și clar, când aud de evaluare îi văd așa că se blochează. Dar când mă întreabă, dar nu cumva facem un Quizzes sau facem? Zic, ba da, se luminează așa și se detașează. Într-adevăr, jocul este un început al cunoașterii. Jucându-ne învățăm lucruri utile și încurajez. Chiar dacă greșim, nu-i nicio tragedie, din greșeli învățăm și mergem mai departe. Din poveștile spuse de copii despre Scratch, aș vă aminti despre Raisa, care e o picturiță desăvârșită și face în Scratch niște desene grozave și își creează propriile personaje, are atâta răbdare și timp, ei au și timp și răbdare și creează lucruri frumoase. Și ne spune că îmi place mult să animez și să dau viață pisicuței Scratch. Și poate îmi place faptul că pot să desenez și să-mi creez propriile personaje. Maria Ungureanu de la clasa a 5-a ne povestește că în clasă de primare a lucrat mai mult cu Scratch Junior. Așa, iar anul acesta explorăm scratch.mid.edu, unde de abia așteaptă să-și creeze propriile jocuri.
Iar Claudiu, un pasionat de Scratch, deja de la clasa 5 a fost fascinat de Scratch, a urmărit deja toate tutorialele, știe tot, creează jocuri cu puști, cu săbii, cu specific băieților și creează lucruri grozave. L-am rugat să-mi trimită niște imagini din joculețele lui. Aici, asta e contul lui, așa a pus el numele, așa, este un proiectel pe care la care lucrează, pușca aceasta, un pușcă pe aici, chestiile astea grozave, la fel, o dexteritate fantastică are, da, și după ce își face tema de ziua respectivă, intră pe contul lui, repede mai adaugă ceva, îi mai vine o idee, și invită colegii să vadă ce a mai făcut. Da, e un copil pasionat și l-am mic și eu. Da, ei au mai mult timp și mai multă răbdare. Aici v-am dat câteva sugestii de unde vă puteți inspira, de unde mă inspir și eu. Ghidul de predare a informaticii pentru clasa a 5-a, unde este prezentat Scratch-ul. Și câteva link-uri pe YouTube, unde sunt explicate în engleză, e adevărat, dar cum ei sunt nativi și digital, sunt și nativi vorbitori de limba engleză, vorbesc foarte ușor limba engleză și îmi place că fetița e chiar o domnișorică, cea care învață copiii să creeze programele și joculețe. Vorbește clar, la obiect, mi se par atât de concise și de foarte frumoase. Vă recomand să intrați pe linkul acesta. Primul link face pas pas, prin pași, prin joculețe, iar aici cel al doilea link de pe YouTube e deja un expert, merge la lucruri mai avansate. Cam atât, în scurt, dacă mai am timp, Ana, îmi spui, te rog, să intru un pic și pe joculeț, în Da, continuare. putem să ne încadrăm. Dacă ne încadrăm în 2 minute, ar fi ideal. Să vedem, practic, Anișoara vrea să ne arate cum funcționează exact acest Scratch. Intră pe platformă. Până acum ați văzut doar capturi de ecran și acum vedem exact cum funcționează. Se vede. Mulțumesc! Dau și pe screen să vedem. Avem componentele calculatorului, dau click pe un dispozitiv și mi-afișează informații despre acesta. Îmi spune că un dispozitiv de periferic de ieșire, avem câțiva parametri de performanță și așa pot naviga pe toate dispozitivele. Dacă vreau să verific cunoștințele, am apăsat pe butonul de quiz, iar aici mă întreabă. Scrie numele dispozitivului de ieșire din imagine. Și tocmai am vorbit, a fost monitorul, așa că voi scrie monitor. Da? În felul ăsta. Deci îmi verific cunoștințele să văd dacă am fost atent și mă felicită. Da? Iar dispozitiv de intrare, statura, da? Mă felicit, am să greșesc la următoarea întrebare. De intrare, am să scriu boxe. Boxele sunt dispozitive doar de ieșire. Și îmi spune mai gândește, da? Cam asta e joculețul ultimul pe care l-am creat și care, într-adevăr, mai poate fi îmbunătățit, e adevărat, dar mie mi-e tare drag, v-am zis, că și eu învăț și mi-e drag când învăț lucruri noi și le duc copiilor la clasă. Și lor le place. Mulțumesc mult, Anișoara. Nu știu că mai aveai un slide. Erai. Atât. Mulțumesc. Poți să-ți închizi ecranul acum, share screen-ul. Mulțumesc mult că prin prezentarea ta, Anișoara, ai punctat că elevii cu pasiuni diferite au găsit câte ceva pentru fiecare, pentru ei, în jocurile Scratch. Unii au creat picturi, unii au lucrat la o strategie de joc, au testat, au comunicat cu colegilor. Atât tu cât și Eugenia ați punctat cât de interdisciplinar și pe toate direcțiile lucrează acest limbaj de programare vizuală Scratch. Și mulțumim foarte mult pentru toate ideile pe care le-ați prezentat. Încet văd cum curg felicitările și mulțumirile. Într-adevăr, am văzut și în chat spuneau, povesteau profesorii că este compatibil și cu roboței acest Scratch. Practic, puteți să programați și fel de fel de roboței, Makey Makey, am Microbit și alți roboți.
Am o întrebare pe care aș începe, Eugenia, să o adresez ție, apropo de cât timp vă ia să creați acest proiect cu copiii sau cât timp vă ia să vă pregătiți pentru proiectele cu în Scratch cu copii. Da, deci ne ia ceva timp pentru că, de exemplu, dacă mergem la laboratorul de informatică, eu zic că în decursul unei ore putem lucra aceste proiectele, dar nu uitați, puteți reveni asupra lor. În momentul în care ai un cont pe platformă, poți reveni asupra acelui proiect, în urma feedback-ului, bineînțeles, constructiv din partea profesorului, și pot ajusta, pot îmbunătăți proiectul așa cum doresc. Eu zic că într-o oră, o oră este suficientă pentru derularea și programarea acestuia. Mulțumesc mult, Eugenia. Cu Anișoara? drag. Depinde ce își propun copiii să facă. Clar că pentru proiectele mici e suficientă o oră, ne încadrăm, cum e la clasele primare, clar ne ajunge o oră, așa, și mai au timp și de șușotit și de împărtășit proiectele. Pe când la gimnaziu deja lucrurile se complică pentru că ei vor mai mult și eu le câștig atenția și atrag, lăsându-i în prima oră să joace pe butonul de explore, unde sunt o grămadă de jocuri create de copii și apoi vor să facă mai mult, să vor să facă sau ceva foarte asemănător cu ce văd acolo. Iar la cei mari, într-adevăr, durează mai mult crearea unui astfel de joc, dar, cum spunea și colega Eugenia, crearea unui cont îi ajută pentru că ei pot lucra în timp, își salvează și își îmbunătățesc proiectele în timp. Mulțumesc mult, Anișoara, Eugenia, pentru că vreau să le mai dăm o pauză de câteva minute până la cealaltă sesiune invitaților noștri. Ne vom opri aici încet, încet. O să vă amintesc tuturor celor care ne urmăriți că regăsiți toate resursele menționate de doamnele profesoare în Padlet-ul festivalului și, bineînțeles, Eugenia și Anișoara, să știți că ați convins mulți profesori să se înscrie la cursul nostru gratuit Predau Viitor, Introducere în Scratch, deci ne bucurăm mult. Un gând de final, poate o propoziție, Eugenia, apropo de Scratch la clasă, ce inviți profesorii să facă? Eu aș spune din experiența mea, și mie personal, mi-a fost greu când am citit introducerea în Scratch pentru profesori de gimnaziu. Adică eu sunt profesor pentru învățământul primar. Și atunci m-am gândit, oare nu va fi prea greu pentru mine? Nu, să nu vă fie teamă, deoarece aceste cursuri sunt foarte bine explicate, în primul rând. Pas cu pas, ai exemple concrete și apoi tu poți lucra, poți exersa. La început poți să nu ai un cont, creezi pur și simplu proiectul, v-am spus, se pierde ceea ce se lucrează, dar în momentul în care ți-ai creat un cont, bine, nu-l partajezi. În momentul în care nu-l partajezi, el nu poate fi văzut de ceilalți. Și în momentul în care îl partajezi, el poate fi văzut și de ceilalți utilizatori. Eu aș zice că e normal să greșim, din greșeli învățăm, așa lucrăm și le spunem și elevilor noștri, și mai ales în Scratch, atunci când nu știm un lucru, e normal să butonezi, să încerci și până la urmă, dacă dorești cu adevărat să faci asta, eu zic că reușești. Mulțumesc mult, Eugenia. Cu drag. O ultimă propoziție, Anișoara, din partea ta, o încurajare? Eu încurajez pe copiii mei, apropo de Scratch, să nu fie doar consumatori de jocuri, să încerce să fie creatori de jocuri. Da? E bine că explorează cât mai multe joculețe, dar să încerce și ei să creeze ceva. Și în felul acesta și ei își pun imaginația și creativitatea la treabă. Și asta îi încurajez și pe ceilalți colegi, pentru că este o generație digitală. Trebuie să încurajăm să se creeze și ei, nu doar să se joace și să încerce să facă și ei lucruri frumoase, că pot. Mulțumesc mult, Anișoara, Eugenia, încă o dată, și vouă celor care ne-ați urmărit, vă mulțumim foarte mult. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi, pregătim următoarea sesiune cu și despre Meet and Code. Mulțumim, la revedere!